Pacea Domnului Iisus, dragi frați și surori. Pentru început voi da citire psalmului 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă scol și cunoști toate căile mele. Căci nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spun, pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumină. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai dinainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, de ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Binecuvântat și mult onorat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, Creatorul nostru și al lumii întregi, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit o viață nouă prin moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Îi mulțumim că ne-a primit în familia Sa și ne-a dat cinstea de a fi copiii Lui. Este o mare cinste. Și cred că ar trebui ca această cinste să ne apese, să o simțim pe umerii noștri, să simțim responsabilitatea aceasta de a fi copiii lui Dumnezeu, împuterniciți pentru Hristos, de a duce veștile Sale bune celor din afară și de a fi lumini în lume. Și nu numai în lume, dar și în familia noastră și peste tot. Îi mulțumim că în această dimineață ne-a dat îndemnul să venim în acest loc, să învățăm din cuvântul Lui și cel mai important să-L slăvim pe El și să ne încurajăm unii pe alții. Am dorit ca Dumnezeu să reverse Duhul Său peste toți și adunat și în mod special peste Tatăl meu care ne va servi la prima oră. Dorim ca Domnul să binecuvânteze, iar Dumnezeu să ne dea urechi și inimi deschise la cuvântul Său. Vom începe serviciul de-asă cu cântarea Când nici nu existam, care este de fapt psalmul 139 în versul și în formă de cântare. Și am rugat pe fratele Nuțuca, fiindcă este în mijlocul nostru, ne bucurăm în mod special Domnul să-L binecuvinteze și de toți frații și surorile care sunt în mijlocul nostru. Și dorim ca El să ne conducă în rugăciune. Nici nu exista și nici n-aveam suflare, din cer cădea Tu cea mărecheai. Nici chip nu avea și nici vreo zi sub soare, în cartea vieții numele scria. Te laud,
bucurăm că suntem împreună. Azi săptămâna am fost în Săsar și fratele Nuțuc a gândit că poate a venit mai supărat de acolo și el a venit să verifice. Dar supărarea duce mată la rău. Nu duce la bine. Sfinții lui Dumnezeu învață să fie totdeauna în stare să depășească orice diferență de opinii dacă am avea. De asemenea, mă bucur pentru fratele Eugen și pentru soția, că îi văd la adunare. Dar s-a dus sus. Și sigur că dacă ar fi aici, ar fi mai mulți. Dar așa acolo e bine sus. Vă suntem mai aproape. Mulțumim Domnului pentru că ne-a dăruit harul acesta de a fi frați. Știți că eu obișnuiesc să spun că vă iubesc pe toți pentru că știu că cu voi voi moșteni împărăția. Nu cu alții. Amin. N-avem frați mai buni. Dacă am avea, ne-am duce acolo. Și chiar dacă sunt frați în altă parte, și credem că sunt. Pentru că dacă noi ne uităm în jurul nostru, mi-aduc aminte de fratele George. Mulțumesc. Vedeți că dacă nu s-o obișnuiți cu astea tare, fratele George, un mod, îl întreabă mulți frați, frate George, mai este concepere de spirit? Știți că în studiile noastre, deci că s-o terminat. Și eu când eram tânăr, între frați era povestea. Ăștia care au venit acum, nu mai este concepere. Și eu nu am auzit lucrurile alea. Măcar că aici au ajuns. De ce? Noi câteodată apucăm să învățăm de aici, de acolo, de acolo, dintr-o scriere, anumite lucruri. Și cu regret trebuie să spunem, nu totdeauna suntem berie. Nu totdeauna suntem berie. Noi când citim într-un volum, într-o revistă, în orice sau ce predică auzim, noi trebuie să fim berie. De ce? Sigur că cine e tare student, așa foarte puternic în studiile noastre, ar zice, fratele vostru vrea să e alături. Nu e adevărat. Am învățat că cei 300 au fost aleși pentru luptă pentru că au băut așa apa. Nu s-a rugat în genunchi să o bea cât o vrut de mult. Tocmai faptul acesta ne va califica să fim împreună cu Domnul. Dacă orice vom citi, vom fi foarte receptivi să verificăm. Este așa afară. Putem spune că grâul e copt și mergem la secerat? Nu. Grâul e numai de un lat de mână. Și atunci, trebuie să știm acest lucru. Noi citim în Apocalipse în 7, sigur că voi veți zice, frate vostru, da, unde ți-e ciorna? Alta e ciorna mea. Da? Rude-o pus-o pe-a lui aici. În Apocalipse, în capitolul 7, aflăm scris. Versetul 1, 2 și 3. Acolo aflăm scris că vânturile să nu sufle nici pe pământ. Așa pune la aici. Că e mai bun. Rudi, citește tu, că poți după ce am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului
ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să bateme pământul și marea, zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Mulțumesc mult! Ce observăm aici? Că îngerul ăla puternic care venea dinspre răsărit, adică dinspre ziua cea nouă, știți că lumina de la răsărit vine, și Domnul nostru Iisus Hristos de acolo vine. Știți că și râul Eufratul trebuie să fie secat ca să facă loc la împărață care vin dinspre răsărit. De ce răsărit? Poporul evreu când intră în Canaan, de unde intră? Dinspre răsărit și merg spre apus, spre Marea Mediterană. Cortul, cum era așezat? Cu fața spre răsărit. Toate ne spun câte ceva. Nu ne ducem de la text. Nu m-a vrut cuvântul răsărit. Domnul nostru strigă la cei patru. Nu suflați. Nu vă tămați pământul și marea, că mai am de lucrat ceva. Mai am de pecetluit. Când are loc textul acesta? Între pecetea a șasea și a șaptea. Și e sigur că noi am spune, da, noi suntem în perioada a șaptea. Și suntem în anumit sens. Dar să stăm atenți, să vedem. Când îngerul al șaptelea sună din trâmiță, toată taina lui Dumnezeu se sfârșește. Da? S-a sfârșit? Nu. Nu s-a sfârșit. Dar ce se întâmplă la pecetea a șasea? Dacă vom citi două, trei versuri mai sus, și a trebuit să le pui din versul, din capitolul 6, ultimele trei versete. Să nu credeți că le știu pe de rost toate, dar fapt că studiem acolo și frații ne-au încredințat munca asta mie. Da, ultimele trei, bine am zis. 14, 15 și 16. Pardon, și 17, că... Citește. Cerul s-a strâns ca o cate de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, și toți robii și toți oamenii slobos, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Observăm că aici, la pecetea a șasea este mânia mielului. Sigur că nu le excludem pe tată, dar și mielul era acolo și era mânia lui. Cu un cuvânt, sigur că el vine mai devreme. Pentru ca să rezolve o serie de lucruri. Să oprească vânturile ca să se termine pecetluirea. Avea să întreb. Ce știți? Vânturile suflă? Nu suflă? Vor sufla? Cum știți voi? Dar, dacă mai este pecetluire, nu suflă. Am auzit pe un frate care nu-i printre noi, și sigur că l-am compătimit și am zis, fratele se referea la vânturi naturale. Și zice, frate Hosu, zice, e aproape sfârșitul. Dar zic, că ce știi? Păi zice, nu auzi ce vânturi mari sunt acolo până în America. Și când uragan. Uraganele. Dar nu de asta e vorba aici. Nu de asta e vorba aici.
posibilitatea ca cineva să fie pecetluit este ceva foarte, foarte, foarte important. Dumnezeu creează posibilități ca cineva să mai fie pecetluit. Și acum am să vă spun un lucru nou, ce nu l-am spus pe aici. Dacă în Europa creștinii s-au săturat să fie așa de zeloși cum au fost în primele secole, Dumnezeu a zis, am să fac secerișul, să mut secerișul și pecetluirea, mai exact, spre țările acelea unde rabdă, unde sunt persecutați, unde sunt omorâți, în Siria și prin alte locuri unde sfinții îți prinde zel ca și astăzi. Și ce concluzie am tras eu? Știți că secerișul nu e pe pământ tot deodată? Știți. De exemplu, acum în Israel se apropie timpul de seceriș. De unde știm? Se apropie luna B. Aici ai! Luna spicelor! Abib. Evreul, când a intrat în Canaan și a sărbat Paștele, a ajuns la Gilgal și ce s-a întâmplat acolo? O mâncat boabe de grâu prăjit din roadele țării. Și a doua zi de Paști o încetat mana. Ce înseamnă asta? Înseamnă ceva. Sigur că pentru noi, ca studenți ai Bibliei, dacă analizăm numai literele, adică cifrele care le avem, noi în studiile noastre avem foarte multe cifre. Și cu fratele Nuțuca tocmai povestea. Avem datele profetice din cartea lui Daniel. 1260 de zile, 1290 de zile, 1335 de zile, 2300 de seri și dimineți, 7 timpuri. Și toate acestea sunt foarte importante. Și le avem multe din ele și în Apocalipsă, în special cele 1260 de zile. Dar pe lângă acelea, în studiile noastre, mai avem mult de tot. Și sigur că dacă vom fi de aceea, ca și cum am amintit la început, vom face o analiză bună și Domnul ne-a conduce să înțelegem lucrurile. Ce am vrut să spun? Noi toți am învățat că mana care izraeliții o strângeau zi de zi, ce reprezintă? Ioan 7:6. Cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să-l adunăm în fiecare zi. Dar mana care s-a pus în vasul acela din Sfânta, ăla nu s-a stricat. Dar mana care trăia culeasă zilnic, dacă o ține până a doua zi, acum vorbim litere, s-a stricat. Ce semnificație are? Nemurirea. Speranța nemuririi. Speranța nemuririi. Până unde au avut evreii mana să mănânce din ea? Până ajuns la Gilgal și-o mâncat din grâul țării. Până unde trebuie noi să sărbăm cina? Că noi spunem Domnul venit. Și cei mai mulți creștini râd de noi. Și zice, bă, a venit Domnul, voi aveți ideea că a venit Domnul, și tot faceți Paștele, dar nu scrie că să faceți lucrul acesta până voi veni. Și acum au venit și voi tot faceți. Și au venit 100 și de ani și tot faceți. Bă, nu e armonie între ce faceți și ce se întâmplă.
Da? Și noi citim în Luca, foarte frumos, ciorul o să o folosesc data viitoare, să vă spun, dragi frați. Rudi, că zic că mă laud, dar nu asta este. Eu am vrut doar anumite lucruri să le clarific, pentru că îmi place să am... Uitați cum se zice aici. Nu mă împică dacă nu mi-e trecut pe hârtie, nu știu tot așa exact. Ia ce. Da. Tot e bună ciorna. Sigur că da, sigur că da, sigur că da. Prăznuirea Paștelor și aici zice așa. Da. În Luca 22, unde vorbește despre prăznuirea Paștelor evreie și apoi Domnul a schimbat cucina. Capitolul 22 și versetul 20. Și totuși nu aici. Dă-mi ceva indiciu să căutăm. Așa. Acela este textul. Poate să fie în Matei. Domnul Iisus, și am să vi-l spun din cap și voi știți, și zicea odată un frate, auzi, în Biblie scrie și dacă nu credeți, verificați. Dar nu spune textul, că nu le avea pe tăte. La mine. Da, ia spune. În Matei, da. Matei 26:29, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Mulțumesc. Înseamnă că cina nu e făcută până când Domnul vine cu mânie. Până când Domnul se întoarce să schimbe lucrurile. Noi trăim la timpul, cum am citit la pecetea șasa, unde împărații pământului se ascund, domnitorii intră în peșteri, se roagă să cadă peste ei stâncile. Sigur că unii creștini toate alea le pun la viitor. Cândva va fi așa. Dar dacă dacă facem o analiză mai minuțioasă, vom vedea că ruperea peceților nu e ceva la viitor. Și a fost ceva din tot cursul vârstei evanghelice. Și anume, pe fiecare perioadă de timp, s-a rupt câte o pecete. Ce înseamnă? S-a deslegat încă un pic din planul lui Dumnezeu ca să poată înțelege creștinii din vremea lor că, uite, lucrul acesta se întâmplă astăzi. Și pentru noi a rămas pecetea a șasea și a șaptea, să ne uităm mai atenți la ea. Și așa cum aici am văzut că domnitorii pământului și toți ăștia se sperie tare că o sosit mânia mielului, e perioada în care el vine ca să demoleze casa celui rău, cum zice unul din micii profeți, mi se pare Amos, s-o dărâme din vârf și până în temelie. Mai amintește și Domnul ceva legat de aceasta. Prin Luca. Că El vine, cel puternic, și intră în casa celui tare. Și ce face? Îi ia cu sila armele în care se încrede. Nu va face așa în timpul împărăției. Atunci e pus în adânc. Nu mai e cu sila. Dar la sfârșitul acestui timp al vârstei evanghelice, Domnul vine mai devreme și îngrădește influențele adversarului până în cele din urmă să fie complet legat. De aceea când noi ne uităm aici, mânia mielului, și în capitolul 19 aflăm scris că el prinde fiara și prorocul mincinos și aruncă de vii în iazul de foc. Perioada în care, între perioada a 6-a și a 7-a, pecețile, mai există pecetluire despre care fratele George spunea mai înainte, a fost întrebat de frați,
Și am spus, da, eu cred că există. Și unii dintre frați săracui, bătrâni și poate nu ține tare bine minte că scrie că ușa s-o cam închis și nu mai este pe cetuire. Greșit, fraților. Până sunt frați credincioși, consacrați, gata să moară pentru adevăr, ei sunt cecetuiți. Nimeni nu poate, fără Duhul lui Dumnezeu, să reziste în propriu. Nimeni nu poate. Duhul lui Dumnezeu e acela ce întărește pe cineva. De aceea, speranța de a fi împreună cu Domnul încă ajută mult de tot și amintesc mereu textul din Epistola lui Ioan, capitolul 3, întâia epistolă, unde vorbește ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine, ăsta e textul la care mă refer acum mai mult, oricine are nădejde aceasta, El ce face? Se curățește. Se curățește. După cum El este curat. Înseamnă că cei care au speranța să fie împreună cu Domnul, ce fac? Se curățesc. Cu toate că ei nu-și aleg locul să fie acolo sau dincolo. Cum auzeam pe unii, păi de ce m-am pocăit eu astăzi? Nu să fiu împreună cu Domnul. E foarte adevărat. Dar când ești chemat la un ospăț, alegeți locul mai de la, mai din spate, un picuț. Asta ne-a învățat Domnul. De ce? El personal s-a rugat, Doamne, aș vrea să-mi dai care slavă. Care am avut-o. Nu a zis, am făcut acum, Doamne, toate, acum dăm cea mai înaltă slavă. Nu. Ce-am făcut? Ce-am avut? Aceea. Noi am pierdut, în primul rând, viața. Și asta trebuie să o dorim. Și asta Domnul, prin mila sa, ne-o dat-o, că ne-o dat pe Iisus. Și această viață specială, care o promis-o la Sfinți, și încă pentru care mai aleargă unii Sfinți, ei sunt invitați să serbeze cina, până când să întâlnesc cu El. Până când El vine cu zecile de mii de Sfinți, care aceea? Mai târziu un picuț. Când faci o judecată, după aceea generală. Aici a fost o judecată a sistemilor. La pecetea a șasea și a șaptea va fi o judecată a sistemilor. Nu a indivizilor. Foarte important să știm acest lucru. În capitolul 14 din Apocalips îl vedem pe Fiul Omului venind pe nori cu coroana și cu secerea în mână. Ce să facă? Să secere. Și noi gândim de multe ori că secerișul înseamnă așa cum e aici, gata. Așa a fost secerișul evresc. Gata? A fost o perioadă de timp. Și frață tocmai numit-o de 40 de ani. Dar secerișul vârstei evanghelice e mai lung. El se aseamănă numai ca seceriș, ca lucrare. Dar nu ca timp. Ca timp el s-a extins mult, mult mai mult. De ce? Pentru că acolo a fost secerișul unei națiuni. Și aici? A întregului pământ. Și de fapt cu timpul acum să-mi fie gândit să vă spun ceva, fraților. N-am spus eu. Nu știu dacă am spus la cineva vreodată. Cu timpul ne încurcăm noi. Apostolii au fost tare curioși. În vremea asta ai de gând să stabilești împărăția? Și ce le-o zis Domnul? Nu-i treaba voastră. Și noi ziceam, a dat-o, asta e a noastră. Și știți ce am zis odată mie? Când i-am spus, auzi, pe mie mă tare interesează datele astea, 14 și 18 și 32 și nu știu cât. Nu, zic eu,
mă uit mai mult la evenimente și dacă cu evenimentele pot dovedi cu Scriptura data, atunci e foarte bine. Dacă nu, îl lăs acolo. Auzi, frate, și către mine, te apreciez că îți place Scriptura, dar tu iei smântâna și o arunci și iei numai laptele acolo. De ce? Că pentru el data era smântână. Și pentru mulți, data e smântână. Să ne fie cu iertare, fraților. Evenimentul trebuie să confirme pe unde ne aflăm. Dacă evenimentul nu confirmă, să stăm liniștiți. Să stăm liniștiți. Vreau să spun că în Vechiul Testament avem un exemplu foarte palpabil de felul în care se sfârșește ordinea prezentă. Un tip, am putea să-l numim. Pe când Ilie era supărat rău, că nu a reușit reforma în Israel, Domnul îi spune, du-te înapoi, Ilie, că mai ai încă de lucru. Și probabil așa mi-a spus și mine. Că într-o vreme se părea că mi se gata zilele, dar Domnul a zis, nu ți se gata, că încă n-ai gătat. Și-o zis la Ilie, du-te înapoi. Și ce i-a spus? Unge-l pe Elisei, proroc în locul tău, pe Jehu, împărat al lui Israel, și pe Hazael, împărat al Siriei. Și să rezolv lucrul acesta, că trebuie casa lui Ahab și prorocii lui Baal să fie lichidați. Și sigur că se duce Ilie și face acest lucru, dar nu le face pe toate trei, face numai pe unul. Pe Jehul unge împărat și celelalte le rezolvă Elisei. Și acum, întâmplarea care vreau să o spun este cu Jehu. Când este uns de împărat, primul lucru Jehu se scoală și începe să dărâme în casa lui Ahab. Și când e carul să se ducă la templul lui Baal, pe drum se întâlnește cu un om tare credincios. Cu Ionadab. Și îl întreabă. Auzi, inima ta e tot așa de credincioasă Domnului ca a mea? Și Ionadab spune, da. Dar urcă aici în carul lângă mine. Și îi spune lui Ionadab, ai să vezi râvna mea pentru Domnul. Nu zice, tu personal va trebui să mă ajuți pe mine. Și când ajunge la templul Baal, sigur că a anunțat o sărbătoare mare și nimeni nu a fost voie să scape de acolo, adică să nu vină la sărbătoare, că a fost o sărbătoare foarte specială, Scriptura zice că lucra și vin. Ea nu a știut că sărbătoarea e pentru măcel. Dar așa este, dragi. În lucrul lui Dumnezeu sunt lucruri și de felul ăsta. Sigur că unii îi critică pe ăștia care nu spun tocmai drept. El nu îi critică. Dimpotrivă. Moise a tot zis, oameni buni, către egipteni, lăsați-ne să ne ducem să slujim lui Dumnezeu. 3 zile lăsați-ne. Pe 3 zile s-au dus. Pe veci. S-au dus pe veci. A rugat și eu. Băi, o sărbătoare mare. Toți să veniți acolo. Și începe să sărbătoriți cum trebuie, că e ultima. Nu le-au spus așa ca și cum zic eu. Dar i-au distrus pe toți. Când au fost mai întâi acolo lucrurile, atunci au zis către paznici, fiți atenți. Unul de scapă, răspundeți cu viața voastră. Până îi omorâm pe toți. Ce înseamnă aceasta? Și apoi pe toată casa lui Ahab, inclusiv pe Izabela, tot o distrus eu. Ce înseamnă acest lucru? Că acesta este tipul Domnului Iisus care vine să distrugă atât puterea civilă cât și cea religioasă. Ăsta e Domnul care vine mai devreme și face un seceriș
pe care mulți nu-l văd cu ochii credinței. Că Iisus trebuie văzut, că hoțul când vine, nu face zgomot. Fiți atent că am sosit aici și să sune cu o sonerie. Nu. El vine pe neașteptate și pe neobservate. Așa a venit Domnul. Și a intrat în casa celui tare, cum aminteam mai înainte, și a început să-i răstoarne lucrurile. De la 1800 încoace, noi toți vedem că cunoștința despre care Dumnezeu a zis în profeția lui Daniel, capitolul 12, a crescut nespus de mult. Cu anii în urmă auzeam că în fiecare an crește de 3 ori, se dublează cunoașterea. Dar acum după aceea am auzit că și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și că am aflat tot acolo că cei înțelepți vor citi și vor înțelege. Dar cei răi dacă suntem în categoria celora care avem din Spiritul Domnului, înseamnă că înțelegem timpul în care ne aflăm. Numai evreul nu și-o înțeles vremea. Și Domnul o mustra mereu pe poporul evreu. Rândunica și cocorul știu timpul când ei să se ducă. Dar poporul acesta nu știu. Bou! Și mă, dar nu nu-ți lega asta. Ia zilea stăpân. Dar poporul acesta nu mă cunoaște. Și în zilele noastre este tot la fel. Cei mai mulți creștini sunt creștini care nu se uită în profeții deloc. Nu se uită. E prea complicat. Prea complicat. Pentru că un jumătate de verset îți spune literă și celălalt e spirit. Cum zice și aici. Că cerul a făcut sul. Și sigur că mulți creștini așteaptă că într-o zi cerul să-l facă Domnul așa un sul și să nu mai fie stele pe cer și nici soare și nici lună. Da? Și alți creștini așteaptă că pământul ăsta atât să ardă de 7 cuți și să nu mai existe nimic pe el. Și aici zice că toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Bine am citit. Toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Și toți munții și toate ostroavele nu mai au loc acela. Înseamnă că Dumnezeu are treabă cu ostroavele și cu munții să-i mute din locurile lor. Ele au păcătuit. Nu! Adam a păcătuit și neamul lui. Și el vine acum să rezolve problema. Dar aici când zice de munți și de ostroave, cred că are în vedere de altceva. Munții sunt? Împărățiile. Împărățiile. Mulțumesc, frate Sam. Dar unde știm noi asta? Nu explica în Apocalipsa capitolul 17. Nu explică în profeția lui Daniel ce înseamnă munți? Da. Sigur că el vine să nu mai fie imperii. Să desfințeze imperiile. Și noi am zis, dar asta e istorie, frate vostru. Da. Pentru că Biblia aceasta cuprinde atât istorie, cât și istoria poporului consacrat al lui Dumnezeu, Sfinților lui Dumnezeu, cât și biserica falsă. Asta prinde. Nu a visat Nebucadnețarul un vis foarte minunat? Statuia aceea mare? Și după aceea și Daniel visează. Ce? Că vânturile suflau puternic pe marea cea mare, adică pe Mediterană, și patru fiare se ridică din mare. Și una mai urâtă ca cealaltă. Și primește explicație că asta e împărăția babilonică. Cealaltă împărăția
persoană, cealaltă a grecilor. Și după aia vine Roma păgână și papală. Înseamnă că Dumnezeu a știut istoria foarte bine. Și eu a spus-o lui Daniel. Și Daniel mi-a spus-o nouă. Să-și aducă toți dumnezeii prorocilor și să ne arată o istorie așa de clară și cu o bătaie așa de lungă ca și cum are Dumnezeu. Așa că, frați dragi, aș vrea oarecum să accentuez perioada între a 6-a și a 7-a, nu deja la, atât la Peceți, cât și la Trâmbiță, să mai intercalează două capitole din Biblie. La celelalte le spune una după alta. Aici punem încă două capitole. De ce? E o perioadă mai lungă de timp unde se termină pecetluirea. Și când a 7-a trâmbiță sună, taina care e biserica se termină. Nu Scriptura se termină. Foarte adevărat că citim în capitolul 10 din Apocalips, unde Ioan primește o cărticică deschisă. S-o mănânce și îi spune să prorocești din nou. Și noi tocmai ajunsesem pe acolo joia trecută și ne-am bucurat că în capitolul 5, dacă bine mi-aduc aminte, era o carte pecetluită. Și aici nu-i mai pecetluită. Care i-o dă lui Ioan. Asta deja e deschisă. Ce înseamnă? Când se termină pecetluirea, înseamnă că taina se sfârșește. Clasa Ioan, care reprezintă pe sfinții consacrați care vor fi cu Domnul, ăștia primesc ordin ca să profețească din nou. Ce să profețească din nou? Cum din nou? Păi, Daniel a profețit, Ieremia a profețit, Isaia a profețit, Zaharia a spus foarte multe lucruri despre națiunea lui Israel, despre care am vrut să vorbesc astăzi. Da? Și trebuie profeții din nou. De ce? Că multe din ele nu au fost înțelese. Nu au fost înțelesă. Evreii, când a venit Iisus, i-au citit în profeții. De două veniri a lui Iisus. Una, când vine să fie răscumpărător, și una când vine să fie rege. Ce-o înțeles ei? Că nu au venit încă. Ei au înțeles că nu au venit încă, că nu-i rege. Când are să vină să stabilească împărăția și să fie rege, atunci îl așteaptă ei. Sigur că de aceea trebuie prorocii din nou. Ca să vadă că au greșit. Nu a așteptat cum trebuie. Timpul vârstei milenare va fi o cunoaștere atât de profundă încât nimănui nu va mai trebui să-i spui cunoaște pe Domnul, că toți mă vor cunoaște la cel mai mic, la cel mai mare. Va fi plin pământul de cunoștința Domnului ca și fundul mărilor de ape. Poate fi o piatră uscată în fundul mării? Nu. Așa că va proroci din nou clasa Ioan pentru vârsta care vine să se înțeleagă clar lucrurile care nu le-au înțeles. Și vor spune mulți atunci în ziua aceea. Noi n-am moștenit de la părinții noștri decât minciună și idol de șerți. Da, dragii mei, va fi o pocăință generală când oamenii vor începe să priceapă adevărata închinare, adevărata slujire, adevăratul adevăr. Pentru că astăzi fiecare secțiune religioasă. Noi avem adevărul. Noi suntem mai sus cu atâta ca lui. Da? Dar atunci se va vedea clar. Clar. Și clasa Ioan va primi mesajul atunci. Așa că eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut harul să pricepem. Că mai este un pic de timp de pecetluire. Nu toți suntem de gândul acesta.
Pentru că dacă suntem foarte rigizi la ce am învățat, spunem, s-a închis ușa de mult, cum să mai fie ce? Dar aș vrea să vă întreb, dragi frați, cine a închis ușa corăbiei lui Noe? Noe? Feciorii lui? Domnul a închis. Să nu ne grăbim să o închidem noi mai devreme. Să lăsăm să o închidă Domnul. Să lăsăm să o închidă Domnul. Și când o închide El, nimeni nu o poate deschide. Dar până e deschisă, am mai spus eu aici, am fost la un concurs odată și eram copil și eu, așa ca și Marcus. Și mi-era tare drag concursul de motociclete. Și băi, am văzut, băi, cum se duceau și mâna. Și la o curbă, unul sărmanul, vrând să câștige, bineînțeles, nu a fost atent. Și-o tăiat un pic curba și a fugit motocicleta de sub el. Ce credeți că a făcut? S-a ridicat și-a făcut. Sări înapoi pe motocicletă și tâi! Și am zis, bă, ce fain, mă, pe omul ăsta nu se dă bătut. Știți ce se întâmplă? De acolo am venit colecție. Și-o mai spun din când în când. Băi, și te-ai căzut, și te-ai lovit, și ești bolnav, și ești... Să ai înapoi și în cap să-ți fie ținta. Trebuie să ajung acolo. Trebuie să ajung. Asta e bucuria noastră pentru care ne-am înscris în concurs. Nu să ne băicărim. Că, nu știu, mai este loc, nu mai este. Ciofii, ce nu. Nu e asta, mă. Nu-i treaba noastră. Noi ne-am înscris în concurs să fugim și să alergăm spre țintă cu toată puterea noastră. Unde ne-a așezat Domnul? Va fi așa de bine, încât în eternitate tot vom mulțumi și vom lăuda că ne-a dus în existență, că ne-a dus aici aproape de Fiul Lui, care ne-a învățat atâtea lucruri minunate și să ne străduim ca să avem câștig la urma urmei. De ce spun acest lucru? Fapt că avem aici care nu încheia legământ. Eu aș vrea să-i fac geloși și să îi îndemn să facă până mai este un pic de timp. Că după aceea deja aba vrei, făcând s-o închis ușa, făcând nu mai este ocazie. Păi degeaba te socotești să te duci la magazin pe când e închis. Tot ăsta, până a doua zi tot. Și a doua zi când s-a deschis, te-a primit. Dar mai bine să intri când vremea e deschis magazinul. Acum, eu mai sunt 5 minute, mă bag acum și îmi cumpăr cea. Altfel, până a doua zi, eu nu mai cumpăr nimic. Domnul să ne binecuvinteze. Dacă ceva n-am spus bine, voi sunteți berieni, verificați, analizați și luați numai tot ce e bun, ce e rău, lăsați la mine. Amin. Mulțumim Tatălui Ceresc și fratelui Ioan pentru cuvintele pe care le-a adus. Domnul să ne ajute să fim credincioși. Orice a permite Dumnezeu și în orice încercare va veni peste noi să rămânem credincioși. Cuvântului Său. Vom încheia serviciul de acum cu cântarea Nu ne-aminti avuții și lux. Și după aceea va fi un timp de rugăciune. Yeah.
Binecuvântat.